2.117 lei. Aceasta este suma de care poate beneficia orice persoană în cazul în care pierde pe cineva drag. Suma reprezintă contravaloarea ajutorului de înmormântare oferit de stat, iar pe astfel de vremuri este binevenită, ajută mult și diminuează din cheltuieli. Am văzut că ați ridicat un ajutor de înmormântare în valoare de cât? 21 de lei, 2.117. Bănuiesc că ați avut un deces. Da. În condoleanțe. Mulțumesc. Sunt bineveniți acești bani? Foarte bineveniți. Ce reușiți să faceți din ei? Păi se achit mormântarea, groapa și a mai rămas cu ceva datorii. Deci mai și rămas, sunt chiar foarte bineveniți, înțeleg. N-a rămas de nea, mai rămas ceva, deci au acoperit o parte din cheltuielile ce au fost pentru înmormântare și restul. Dar sunt foarte bineveniți. Numai în acest an, prin intermediul Casei Județene de Pensii Sălaj, au fost acordate peste 900 de ajutoare de înmormântare. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii Sălaj, ajutorul se acordă în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, iar pentru a putea beneficia de aceasta, sălăjenii în cauză trebuie să se prezinte la Casa de Pensii, unde mai întâi vor completa o cerere tip, la care vor atașa o serie de documente, certificatul de deces, actul de identitate, precum și acte care să ateste atât gradul de rudenie cu decedatul, cât și suportarea cheltuielilor ocazionate de deces.